mașină cu prietenul meu, îmbrăcați, gata, pregătiți. Bine, eu sunt această minunată, nemachiată și bine îmbrăcată, deoarece afară sunt 13 grade, un pic cam fricuț. Ne-am trezit de dimineață și am zis să plecăm repede. Vrem să mergem la un magazin de mobilă, Momax se numește, în Willingen, Schwenningen, pentru a lua un fel de scaun fotoliu pentru dormitor. Am făcut câteva modificări în dormitor și am vrea să luăm și un scaun, deoarece avem un scaun, dar este foarte voluminos și ocupă foarte mult spațiu și aș vrea ceva mai mic. Am găsit pe net ce mi-aș dori și vroiam să comand, dar la ei pe site scria că mi-l livrează în 11-12 săptămâni, deci mi se pare foarte mult. Așa că am zis, hai să mergem acolo și să vedem ce găsim și poate la un depozit și îl putem cumpăra mai repede. Acum să vedem, ne este și foamică, așa că să vedem și ce găsim de mâncare. Sper să-mi găsesc și scaunul. Oricum, dacă pot, o să vă filmez și din magazin. Got me up all night, putting things on the side. What do you have in mind? She's awake all the time. What are you trying to find? I hope this ain't a lie, 'cause I'm vibing with all we have. Yeah, I'm feeling what we are now. I'm laying down on the ground, all I do is thinking out loud. Yeah, I'm vibing with all we have. I'm feeling what we are now. All I do is thinking out loud, 'cause I'm running with these emotions. Să fim de vasandorul. Noi am ajuns, dar se deschide la 10, nu ne-am uitat. I-am spus prietenului meu că sunt foarte puține mașini aici și s-ar putea să nu fie deschis, dar el a spus că este luni dimineață și toată lumea este la muncă. Da, este la muncă, dar magazinul încă nu s-a deschis. Se deschide la 10, așa că acum este 9:30. Vom, tocmai bine că vom căuta ceva de mâncare și după aceea vom reveni aici. Mi-am cumpărat un pretzel, un fel de covric, are deasupra condimente și brânză. Până acum nu am mai mâncat, n-am mai găsit la nicio brutărie așa. Am mâncat simplu sau cu unt, dar este bun și acesta oricum nu aveam ce să-mi iau, erau doar chestii dulci și niște sandvișuri pe care eu nu pot să le mănânc deoarece aveau diferite sosuri cu lactoză. Așa că mi-am luat un covrig, în lipsă de altceva, este bun și ăsta. Ne-am întors aici. Prietenul meu se crede în Hawaii, doar că e puțin cam frig. Nimm du nicht ein großes? Was? Ein großes Wagen? Ja. Ah, okay. Aber du hast gesagt, dass du einen Wagen nicht. Ich hab doch einen Wagen draußen.
hyacinth. Das ist, oder nicht? So was, in dem Art. Ja. Ah, dann war nicht da. Hm? Das hier. Nein, ich wollte nicht so lang. Wie heißt den Stuhl? Okay. La culoare nu vrei ce vroiam? Da, eu? O, da, scump. E super. Filai că nu le ofragă noapte în internet, atâta se chestia nu abu. O să vezi în veche că s-o. Și am terminat la magazinul, am găsit ceea ce căutam, ne-am luat un alt fotoliu, unul roșu, eu îl vroiam pe gri, dar timpul de livrare la cele gri era foarte mare, așa că mi-am luat unul pe un roșu, un burgundiu. Este frumos, acela se potrivește în dormitor. Și vreau să vă arăt și ce bunătăți mi-am luat. Aceste cireșe. Era o tanti cu o tarabă lângă magazinul de mobilă și când le-am văzut a zis că trebuie să-mi iau și eu niște cireșe. Au fost cam scumpicele, 7 euro, dar arată foarte bine și abia aștept să le gust. This will be the last call. 20 minutes, you're done being alone.
asta vom mânca astăzi. Această rață delicioasă. Zic să avem poftă. Bună din nou, eu sunt acasă. Tocmai ce mi-am făcut o cafea. Este după amiază, ora 3:30, eu editez aici rezor și m-am gândit să mai vorbesc puțin cu voi. După cum v-am zis, editez și încerc să văd cum funcționează pe acest program. Nu este ușor. Sper să iasă ceva. Acum editez primul meu vlog. Și ce mai vreau să vă spun este că programul meu de postat va fi miercuri și duminică. Bună dimineața și pe ziua de astăzi. Astăzi este marți. După cum vedeți, micul meu dejun constă într-un donut. Mi-a luat prietenul meu. Este foarte bun. De aici din oraș unde îl cumpărăm. Și îl voi savura și în timp ce mănânc mă uit și la video pe care l-am editat ieri. Mi-a luat toată ziua și de aceea n-am mai apucat să vorbesc cu voi. Am zis să mă vedeți și la față pe ziua de astăzi. V-am arătat ce am mâncat de dimineață. L-am trimis pe prietenul meu să cumpere un donut. Pentru că ne-am trezit cam târziu și nu mai aveam timp să gătim. Am tocmai ce-am terminat de filmat introducerea de la primul meu vlog de pe YouTube. Sper din toată inima să vă placă. Eu am încercat să-mi dau silința, să iasă bine, cât am știut să editez și eu în acel program. Am stat aseară de la ora 12 până la ora 10:30 să editez și aproape am terminat. Mâine, miercuri, o să îl postez pe canal și cu toate astea, acum aștept câteva colete, câteva mai multe. O să vă arăt și vouă când vin. Am comandat ceva mai mult în perioada aceasta și o să vă arăt și vouă, nu știu când vine poștașul, cred că pe la ora 3. Acum, este ora 3, deci ar trebui să sosească din clipă în clipă. Ieri am fost, după cum ați văzut, să cumpărăm acel fotoliu, dar nu mi-a venit să cred. Deci lumea cumpără atât de mult. Vroiam un fotoliu gri, dar nu mai aveam, din ce îmi plăcea acolo, nu mai aveam nicio posibilitate să am un fotoliu gri în scurt timp. Termenul de livrare era 11-12 săptămâni, adică în 3 luni, și l-aveam la Crăciun. Așa că am ales unul roșu, se potrivește în dormitor. Să vedem ce decorațiune mai pun pe lângă. Este un roșu burgundiu, așa. Mi-a plăcut foarte mult, dar parcă l-ar fi vrut mai mult pe cel gri. Nu știu ce să zic, acum poate așa a fost. Să n-avem șanse la cel gri pentru a lua pe cel roșu. Deci eu în continuare aștept pachetele și mă pun la editat pentru a termina vlogul. Și au venit și pachetele. Uitați cât de multe sunt. Cum le voi duce pe toate sus și vă voi arăta ce se află în ele. Între timp au ajuns și pachetele. Ați văzut cât de multe pachete sunt. Unele dintre ele vreau să le deschid astăzi alături de voi, dar la două voi face
un unboxing separat într-un alt clip. Este vorba despre acest pachet de la Only. Am cumpărat eu niște hăinuțe și mai am un pachet aici de la Kevin Klein și pe acesta îl voi deschide în clip. Dar ce vreau să deschid astăzi, arăt de voi, sunt pachetele de la Amazon. Am 1, 2, 3, 4, 5 pachete, dar a comandat și prietenul meu ceva. Nu știu exact ce se află în ele. Trebuie o farfecă sau nu? Nu știu ce se află aici exact. Aceasta este pentru ring light-ul meu. Pentru a difuza lumina mai bine. Mi-a făcut prietenul meu o surpriză, nu mă așteptam. Mi-a cumpărat un ring light, i-am zis că este nebun. A vrut să mă ajute în acest proiect și a vrut el să-mi cumpere ring light-ul. Deci aceasta este această... este un fel de husă care se pune pe ring light. Următorul colet. Sunt foarte multe. Aici avem un card de memorie pentru cameră. Ne-am luat o cameră pentru mașină. Cameră video. Un card de 128 GB. Aici este ceva neinteresant. A comandat prietenul meu pentru furtunul de apă din grădină. Nu mă întrebați ce sunt astea, nu știu. Următorul pachet este puțin mai mare. Adică mi-am adus o foarfecă. Aici, ce se află aici? Foarte multe. Uitați câte lucruri se află aici. Digital, multimetru. Aici este tot ceva pentru prietenul meu, un fel de aparat pentru măsurarea curentului sau ceva de genul acesta. A venit frumos un pachetat într-o pusă. Îi trebuie pentru montarea camerei de filmat în mașină. Vom pune înapoi. Am luat
trei prelungitoare, pentru că niciodată când am nevoie de un prelungitor, nu îl găsesc, nu știu unde este, nu am. Mai îmi trebuie prelungitor când îmi fac unghiile, cu o josemi, îmi trebuie pentru lampă, când calc, de exemplu, trebuie un prelungitor și nu avem. Am cumpărat odată trei, nu știu unde sunt, deci am mai cumpărat trei de pe Amazon, a fost fiecare 5 euro, deci 15 euro. Cred că sunt bune, sunt prelungitoare, deci acum sper să nu le mai pierd. Mai avem aici, nu îl voi deschide pentru că nu are rost. Tot așa, ceva pentru camera video, pentru mașină, de... Nu știu exact cum se folosește, prietenul meu știe, el este bun la orice. Deci el se pricepe să monteze și aici cred că este, am terminat cu cutia aceasta. Aici cred că este camera, uitați cum arată, cam așa. Este de la Aukey, dashboard camera, are foarte multe recenzii pozitive pe Amazon, așa că 5 steluțe, așa că am zis să o cumpărăm pe acesta. A fost 70-80 de euro, 70-80, dar dacă este bună și face treaba, este perfectă. Ce mai avem? Stai să pun pachetele separat. Cartoanele, foarte mult carton, sper că le-am deschis pe toate. Și cel mai mare, care n-am putut să-l aduc aici, un moment. Este... cum îl pun? Las că nu mă mai vedeți. Sunt aici. Așa. Este acest lucru. Imens. Să fac puțin loc aici, să pun lângă tine. Greu. Deci să le deschidem. Stați puțin că este o cutie într-o cutie. Aici avem cutie. Trebuie să scot cutia. Acesta este primul meu ring light. Abia aștept să îl încerc. Deci nu aveți idee ce mult mă bucur. Să-l desfacem puțin să ne uităm. Cred că acesta este trepiedul. Da, acesta este trepiedul. Trebuie mai întâi să văd cum pot să-l montez. Încă o cutie. Am o colecție mierifică de cutii. Și următorul vine într-o geantă așa de mare.
ce mare este. Ca să nu stricăm ceva. Și acesta este, este foarte mare. Pot pune și camera în el. De asta mi l-a comandat prietenul meu, pentru că pot să pun și camera înăuntru, nu doar telefonul, dar să vedem cât de stabil este, că nu știm încă dacă merge cu camera, dacă nu, am și un trepied mai mare pentru camera separat și le voi pune separat dacă acesta nu susține camera. Aici în cutie nu mai este nimic, încă o cutie. Și ultimul lucru aici. Sunt câteva pliante, despre cum se folosește. Avem o telecomandă. Vine și cu telecomandă. Încă un suport. Cabluri. Tot așa, un suport ceva, nu știu exact ce este. Cu adaptorul, pentru că se pune la curent. Se poate pune la curent. Și mai am și câteva plăcuțe din acestea pentru lumină albe și portocalii. Abia aștept să-l încerc, dar o să-l monteze prietenul meu când are timp. Și vă voi arăta cum este montat, sper să mă ajute și să fie util în viitoarele mele filmulețe. Abia aștept să-mi vină și scaunul ca să-mi fac acolo un dormitor, un colțișor frumos pentru a filma viitoarele clipuri. Sper că v-a plăcut, acestea au fost cumpărăturile ce-am comandat. V-am zis că mai am două pachete de la Calvin Klein și Only. Au fost reduceri, bine, la Only nu, dar la Calvin Klein mi-am luat câteva lucruri de la reduceri, câte am mai prins, pentru că cu reducerile este groaznic, abia mai prind ceva și să-mi placă, ce-mi place, nu mai găsesc, nu mai am mărimea mea, bineînțeles. Deci voi face un clip separat. Acum cred că mă voi întoarce la editat, văd sau voi face ceva de mâncare pentru că mi-este cam foame. Și noi ne vom auzi mai târziu. Zic să vă dau cu bună ziua, astăzi este miercuri, n-am mai vorbit de ieri seară cu voi și îmi cer scuze, dar am fost ocupată cu pachetele, cu videoul, trebuia să editez ultima zi din vlog. Am terminat, astăzi de dimineață m-am ocupat cu ultimele detalii, am ajutat și prietenul meu. Aseară el mi-a montat ring light-ul la ora 12 și îmi făcea poze să-ți arăt cum arăți cu lumină, foarte bine, super. Acum mă bucur foarte mult că l-am și că l-am primit și videoclipurile și pozele mele vor fi mult mai luminoase. Acum trebuie să mă ocup de tot dezastrul ăsta de aici, dacă vă arăt. Oricum o să vă arăt câte cutii și cartoane și plastic este aici, de la toate pachetele de ieri. Am primit foarte multe și vă voi arăta și ring light-ul. Este minunat, mare, stabil, îmi place foarte mult. După ce voi strânge dezastru de aici, vreau să și gătesc ceva pentru că este nevoie. Trebuie să mănânc și eu ceva. Vreau să gătesc ceva cu carne tocată, cred că chifteluțe, și voi face și un sos de
de spaghete, dar încă nu știu să văd ce fac cu ea. Vreau să fac chifteluțe, dar nu știu dacă cu sos, dacă cu piure, dacă cu cartofi, trebuie să mă hotărăsc. Dar oricum gătim împreună, nu vă las. Astăzi gătim, mâine cred că vom face grătar, mai pe seară, nu știu sigur, să vedem și cum este vremea. Vremea este ok astăzi, dar nu este caniculă. Sunt 26 de grade, 22, între 21 și 26, ceva de genul. Nu știu dacă astăzi este maxim de cald, dar na, este ok. Mie îmi place vremea mult mai călduroasă, dar aici este între nici caniculă, este chiar o vreme foarte, foarte ok. Bine că nu plouă. Acum vreau să vă arăt și ring light-ul, voi întoarce camera ca să-l vedeți. Și acesta este foarte mare aici, în mijloc pot pune și camera, nu doar telefonul, deci nu mai trebuie un alt trepied. Chiar mă bucur, oricum aveam un trepied, dar este la subsol și cu două trepiede prea multe, ocupă foarte mult loc. Acesta este minunat, îl pot folosi ca trepied și cu ring light și fără, și scuzați zgomotul de afară, cred că este un tractor. Deci îmi place foarte mult. Uitați, este cu stativ foarte foarte ok, nu se mișcă, nu cade nimic, este foarte stabil. Și acest se conectează la priză, nu este cu baterie sau așa, este cu curent. Are și husa acesta de difuzare a luminii, mi se pare că face o treabă foarte bună și chiar este calitativ. O să vă spun, nu mai știu cât a costat, oricum a costat 80 de euro, undeva pe acolo, de pe Amazon l-a cumpărat prietenul meu. Mie îmi place, sunt mulțumită și, cum v-am spus, mă bucur foarte mult că l-am. Îmi va face viața mult, mult mai ușoară. Uitați și dezastru de la pachetele de ieri, trebuie neapărat să strâng. Și după aceea, după ce fac curat, văd dacă s-a exportat videoul, dacă mai trebuie să aștept, mă voi apuca de gătit. Și între timp ce se exportează videoul, eu m-am apucat de gătit. Vreau să fac chifteluțe cu simple și cu sos. Cele prăjite le voi mânca astăzi cu pâine și cu muștar. Și mâine vreau să fac piure. Am curățat aici cartofi pentru mâine. Mâine vreau să fac piure cu chifteluțe cu sos. Dar chifteluțele cu sos le voi pregăti din seara aceasta și eu voi mânca fără sos. Pentru asta am carne tocată, dar este la microunde pentru a se dezgheța, că nu s-a dezghețat complet. Am scos-o prea târziu. Am carne tocată 800 de grame cu porc și cu vită. Mereu iau amestecată. Mai pun în carnea tocată două ouă, voi pune și usturoi, am 6 căței de usturoi pentru 800 de grame de carne, trebuie să îi pasez și mai am și aceste condimente de la Cosmin pentru carne tocată, sper să fie bune. Am luat aceste de la magazinul românesc, chiar nu aveam în casă condimente pentru carne tocată, bine, puteam să fac un mix eu, dar am vrut să iau așa, conține ceapă, sare, boia, potențial de aromă, monoglutamat de sodiu, piper, extract de drojdie, zahăr, busuioc, pătrunjel, usturoi. Cam astea le-am găsit și nu cred că aveau și alte de la alte firme, dar sunt ok. Mai vreau să pun în chiftele și această pâine. Am pus la cuptor două da, să prind și lumina. Am pus la cuptor două chifle să le fac și acum le-am băgat în apă ca să fie moi.
O să vă filmez în timp ce le prepar. Acum aștept doar să se dezghețe carne. Și este foarte gustoasă. Să vă arăt și cum sunt în interior. Să desfac una. Cam așa arată în interior. Sunt absolut delicioase. Dacă vreți și voi să încercați rețeta, este foarte simplă, rapidă și iese absolut delicios. Acum mă voi pune să mănânc. Au o aromă deosebită. Mă voi pune să mănânc și sper să reușesc să pun videoclipul pe YouTube. Neața tuturor, astăzi este vineri, mâine vine weekendul, și am plecat puțin la cumpărături. M-am trezit, de fapt ne-am trezit de la ora 8 să mergem să facem câteva cumpărături și vom merge din nou în Edeka, unde v-am filmat și vlogul trecut, dar acum vom intra și vă arăt și vouă cum este înăuntru. Noi Edeka nu avem în România și este ok, ca magazin este la fel ca și Kaufland-ul, dar nu este preferatul meu. De obicei fac cumpărături în Kaufland și asta deoarece mi se par mai scumpe produsele, nu știu de ce, mereu când cumpăr de acolo mi se pare că plătesc mai mult, dar este aproape de noi și au tot așa o gamă variată de produse, la fel ca și Kaufland, mi se pare că Kaufland este mai mare, dar este următorul magazin aproape de noi care are o varietate mai mare de produse. Așadar mergem acolo și vă arăt puțin cum este înăuntru. Vrei să fie să am fost eu cafe? Ok. Nu e probleme. Avem puțin caput.
pot filma. Noi suntem în Göppingen. Am vrut să filmez până acum, este ora 5:30, dar deșteaptă de mine și-a uitat cardul acasă, cardul de memorie, l-am scos ieri pentru a pune ce-am filmat în calculator și eu mi-am luat format camera, dar fără card. Și că am vrut să filmez în oraș frumos, m-am gândit, ia să vezi ce cadre frumoase filmează Roxana. De unde? Mi-am uitat cardul acasă și acum am fost, ne-a terminat treaba în oraș, acum am fost la MediaMarkt cu un magazin de electronice ca să-mi iau un alt card. Și acum am două carduri, oricum nu strică. Și am zis că mergem, luăm cardul și după aceea mergem la un magazin cu animăluțe, că vroiam să filmez acolo. Păcat că nu am putut să filmez în oraș. Ne-am plimbat puțin, ne-am cumpărat inelele. Mă bucur așa de mult și am primit și un cadouaj foarte, foarte drăguț. Această brățărică este din argint. De acolo mi-a dat-o cadou. Mi-a foarte drăguț oamenii de acolo și îmi place foarte mult. Așa că după ce am luat inelele, ne-am mai plimbat puțin. Am fost în DM. Mi-am luat încă un ruj de la Essence și la Volvort am mai fost, dar cred că o să vă arăt data viitoare când mai venim aici în oraș, că sper să nu mai uit cardul și o să vă filmez cum este acolo. Este la fel ca un Pepco, Teddy, tot așa, au multe chestii. Vai să vă zic un Volvo că nu mă înhăbe. Cum e band? Fumascăn, exact fumascăn, chino, fumascăn. Și am găsit elastic pentru măști. Aici era pur și simplu, nu mai găseai pe nicăieri elastic să faci măști și acum am reușit să găsesc acolo și am luat pentru că mai vrem să mai facem niște măscuțe. A? Ce au pus? Was ist dort vorne? Ist was zum Spielen oder? Cool. Noi am ajuns, este un fel de magazin cu animăluțe, zoo, ceva micuț, n-am mai fost aici, dar să vă arăt. Aici este. Empty my soul. You've heard it all before. Honest, but I know. Left these years ago. I was young and I'm old. Still care for the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? 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 When everything's said and done. For tomorrow, never
never see the end of the night. It was our own. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? Hello. Hello. Ich will in Waffe eine extra dark. Waffe? Ja. Danke. Ich nehme einmal Banane und Stracciatella und eine Waffe. Bună seara tuturor, astăzi este duminică și din păcate nu am putut să mai filmez astăzi pentru că pentru noi a fost o zi de odihnă, nu am făcut mare lucru, am stat în pană, am uitat la televizor și pur și simplu nu am avut ce să filmez. Acum am venit puțin până în oraș să ne luăm o înghețată, aveam poftă de dimineață de o înghețată extra dark de ciocolată. Noi mâncăm această înghețată și vom pleca spre casă pentru că este târziu, este ora 8 și aș vrea să închei vlogul aici. Vă mulțumesc pentru vizionare și dacă v-a plăcut, vă rog să-mi dați un like și un subscribe. V-am pupăcit cu drag și vă doresc o seară minunată și liniștită.